Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor! În videoclipul de astăzi m-am gândit să vă fac un ghid cât de complet pot eu despre cum să cumpărați sau să transferați Eagle în aplicația MyAR și apoi să profitați de ce poate oferi noul MyAR Exchange, mai specific de funcțiile de swap, liquidity și farms, ca să reușim și noi să farmăm niște max. În primul pas o să fie să vă asigurați că aveți aplicația MyAR instalată în telefon. Ea arată ceva de genul acesta, când o deschidem aici, ne va loga și aceasta este pagina de pornire. Dacă în caz nu aveți încă aplicația MyAR instalată, o să găsiți în descrierea videoclipului, dar și în primul comentariu de la videoclip de la mine, un link de unde puteți să o downloadați, iar acel link conține și codul meu de referral, așa că dacă o să-l folosiți pe ăla, la prima depunere de $200, veți primi și voi $10 din partea echipei MyAR. Ce vom vrea să facem acum în aplicație aici va fi să cumpărăm niște e-gold. Vom apăsa pe buy aici și vom avea câteva opțiuni. Vom merge pe mâna ramp pentru care 0% fee în momentul de față și o să profităm și noi de chestia asta, dar zilele astea au tot fost probleme cu ramp, așa că nu știu, o să o fac și eu cu voi de față și să vedem dacă merge acum. Nu plănuiesc să cumpăr de foarte mult, vreau doar să vă arăt vouă cum se face procedura asta. O să cumpăr de 25 de euro și o să ne ia cam 0,05 e-gold. Dăm next, verificăm aici mail-ul nostru, verificăm aici portofelul dacă e ok, mergem pe mâna Revolutului și dăm buy now. Și da, din nou, după câte puteți vedea, sunt probleme tehnice cu ramp. De asta m-am propus în acest tutorial să vă arăt și metoda alternativă de a aduce bani în MyAR Exchange dacă în caz vreți Eagle, dar nu merge ramp-ul. Probabil mai puteți folosi și ceilalți procesatori de plăți de pe aici, dar eu nu o să-i folosesc, ca o comisioane prea mare în momentul de față. Așa că ce o să fac o să fie lucrul următor. Eu am niște Eagle în Binance și dacă nu aveți puteți acolo să vă cumpărați niște Eagle. O să dau aici pe deposit Eagle și o să copiez adresa de aici. Iar acum voi merge în aplicația Binance, mă voi loga în ea și voi merge la balanța mea de e-gold, de aici din spot, din portofel. E-gold, vom face withdraw, vom pune aici adresa pe care am copiat-o din MyAR Exchange, va vedea automat că este pe rețeaua Elrond. Voi vom spune să ne transfere tot rondul de care dispunem în Binance și vom confirma tranzacția. Acum el ne va trimite un mesaj pe telefon și unul pe mail, care eu imediat le voi completa. Și apoi vom vedea ceva de genul acesta, în care ne zice că tranzacția noastră este în procesare și că e-gold-ul nostru va trebui să ajungă curând în portofelul MyAR. Acum vom merge din nou în aplicația MyAR. În aproximativ 2-3 minute o să vedeți e-gold-ul trimis aici în portofelul de e-gold. Vedem că avem 0,596. Mai aveam eu ceva aici înainte, dar au ajuns și cei trimiși din Binance. Acum vom trece la următoarea fază a acestui tutorial, și anume conectarea cu MyAR Exchange. Vom deschide un browser și vom merge pe myar.exchange, cum vedeți aici linkul în bara mea, și voi apăsa în dreapta sus aici pe butonul de connect. Și ne va apărea asta, vom apăsa pe MyAR app, iar din aplicația pe telefon vom apăsa pe butonul albastru de jos din centru și wallet connect. Ne va deschide camera și va scana codul QR de pe ecran, iar apoi vom da approve. Și vom vedea că ne-am logat în aplicația MyAR și avem contul nostru aici cu cei 0,59 e-gold conectat. Acum să trecem în browser și să continuăm tutorialul nostru cu funcția de swap. Funcția de swap ne va putea permite să schimbăm între două monede direct din portofelul nostru MyAR. Vom putea trebui să selectăm monedele aici. Eu voi alege să schimb jumătate din e-gold-ul meu în max. Deci avem total 0,59, eu o să schimb de 0,2
nouă, care vine cam jumătate în max. Și mine va cumpăra 86.000 de max. Voi da swap. Și după câte vedeți, pe telefon mi-a apărut această confirmare de tranzacție pe care o voi confirma, o voi semna, o voi autentifica cu fața și acum în browser vedem că ne-a apărut chestia asta aici, care indică că ne schimbă tokenurile și dacă totul este ok ne va da cu verde. Gata, ne-a dat cu verde. Deci momentan am schimbat jumătate din e-gold în max. Dacă verificăm acum portofelul, o să vedem asta reflectat. Acum avem doar 0,3 e-gold și încă atâta în max. Mai aveam eu ceva max înainte, nu contează, asta este altceva. Acum ceea ce vrem este să adăugăm în pool-ul de lichiditate. Vom merge aici la liquidity și vom apăsa pe butonul de add liquidity. Ceea ce vrem să facem este să adăugăm e-gold și max într-un liquidity pool și vom primi niște LP tokens. Eu vă sugerez că dacă vreți să faceți lucrul ăsta, să aveți niște concepte inițiale despre cum funcționează un decentralized exchange, despre niște concepte din astea cum ar fi impermanent loss, pentru că sunt foarte, foarte importante și să nu vă treziți că pierdeți în loc să câștigați. O să explic și eu în videoclipurile următoare mai mult despre conceptele astea, dar acum vă fac doar un tutorial ca să înțelegeți cum să folosiți exchange-ul. Vom alege aici maximum de e-gold, vom alege că vrem să punem cu max în pool, ne va zice echivalentul max. Vreau să pun puțin mai puțin totuși ca să mai păstrez niște e-gold pentru fiuri, așadar o să pun doar de 0,27 e-gold și o să echilibreze el balanța max. Și când suntem pregătiți vom apăsa aici pe add liquidity. Apăsăm pe Add Liquidity și vedem că pe telefon ne-au apărut niște tranzacții pe care trebuie să le confirmăm. Sunt mai exact 3 tranzacții și semnătura lor, pentru că trebuie să facă mai multe proceduri ca să se realizeze ce am cerut noi. Așteptăm din nou să treacă, să se confirme aici și imediat ce se va confirma vom vedea, ar trebui să vedem LP-ul nostru aici, în My Liquidity. Este verde și acum vedem că avem 0,11167 LP tokens în valoare de 258 de dolari în pool-ul de e-gold max. Și acum să punem și aceste LP tokens la treabă. Ce o să facem? O să fie să mergem în farms aici. Vom merge pe pool-ul în care noi tocmai am adăugat lichiditatea, adică e-gold max, și vom apăsa butonul de stake. Vom selecta LP tokenul pe care tocmai l-am creat, cei 0,1167. Așa. Și acum ai vorba stake. Avem această opțiune aici cu lock stake, rock rewards and double your APR. Ceea ce vrea să zic este că dacă noi blocăm ceea ce ne va da MyAir Exchange pentru acest LP token pe an, timp de un an de zile, și în loc de max ne va farma acest locked max, LK max, ne va dubla reward-ul, dar vom putea să scoatem abia peste un an, o să vă explic mai mult. Eu voi da asta pentru că vreau să îmi scoată dublu, voi puteți faceți cum vreți. O să mergem apoi aici pe telefon, o să-l avem pregătit și o să apăsăm pe stake. Telefonul nostru ne trebuie să semnăm tranzacția în aplicația MyAria. După ce am semnat transaction signed, aici în browser ar trebui să avem detaliile. Vedem că tranzacția a început, urmează cât de curând să vedem aici noua balanță. Gata, este verde și nou LP token nostru a fost adăugat. Bine, eu mai aveam ceva adăugat înainte și tocmai a crescut mai strict LP cu reflectând noua sumă. Puteți vedea aici ce max generează, mi se pare că face destul de bine, adică crește destul de repede în ritmul ăsta. Putem vedea aici acest APR care vă spune cam la cât să vă așteptați anual ca return de la investiția voastră. Ce zice că e de 27 de ori anual, iar pentru că noi am pus loc acolo la max, o să primim de 55 de ori practic pe an suma băgată.
aceste APR și API vor mai scădea în timp pe măsură ce lumea mai adaugă în acest pool, dar momentan încă e sus și este foarte, foarte bine, generează foarte repede next. Cam asta ar fi tot ce vreau să vă arăt pentru acum. O să revin zilele următoare și cu un update ca să vă arăt cam câți logmax mi-a generat într-o zi, două zile și trei zile. Și cam asta ar fi tot. Țineți minte că nu sunt niciun fel un advisor financiar sau n-am nicio acreditare de genul. Lucrurile astea le descoper și eu și tot ce vreau să fac este să le împart și cu voi. Lucrurile astea le investighez și eu, încerc să-mi fac temele cât mai bine și când găsesc un proiect care mi se pare demn, încerc să-l împart și cu voi, dar nimic mai. Până data viitoare, să aveți spor la balenit!